Ulei, făină mălaie, orez gris, zahăr și pastă făinoasă reprezintă ajutorul material pe care voluntarii din cadrul centrului Europe Direct Vâlcea înțeleg să-l acorde familiilor nevoiașe. Alimentele sunt pregătite să ajungă la Liga Femeilor Creștin-Ortodoxe, care cunoaște cel mai bine situația. Credem în sărbătorile noastre creștine, într-o Europa creștină, și credem în valoarea de solidaritate între oameni. Așa că, de fiecare dată, așa cum spuneați, încercăm și noi să facem un mic gest, nu mai mult, pentru că acest demers al voluntarilor Centrului Europe Direct de a dona către Liga Femeilor Creștine Ortodoxe câte un mic pachet de alimente neperisabile, zahăr, ulei, făină și așa mai departe, este doar o picătură. Colegele de la Ligă, ele fac o activitate mult mai amplă, ele desfășoară activitatea săptămâna viitoare, noi ne bucurăm că putem contribui. E puțin ce încercăm noi să facem, dar vreau să cultivăm în rândul tinerilor și această valoare, să conștientizeze că nu tot binele care ne este îl au toți și că sunt persoane și copii de vârsta lor care sunt poate, sperăm din tot sufletul să nu fie chiar la înfometare, dar sunt mai săraci și n-au aceleași șanse pe care le au ei. Așa că noi îi felicităm și le mulțumim celor circa 30 de voluntari care au contribuit la evenimentul spiritul Paștelui sau sărbătorilor, așa cum spuneați. Voluntarii participă de fiecare dată cu bucuria omului care înțelege să îi ajute pe cei de lângă el în momentele grele ale vieții.